Trebuie să cupa cu asta să băgăm. Nu, ieși afară. Salutare din nou. Deja am avut un atac în primele 2 minute de când am ajuns, am aruncat de 3 ori. Am venit din nou la pârâul din spatele casei, apropierea casei. Pârâul este un pic colorat, am avut niște ploi substanțiale în ultima perioadă. Și am decis să nu iau bățul de muscă și am luat un combo pe care o parte vi-l recomand, o parte nu. Am cel mai ieftin băț de pe piață posibil, aproximativ. Este vorba de un Okuma Altera de 5 picioare, de 1,5 m, acțiune 27 grame și o mulinetă pe care astăzi ziceam că nu vă recomand, de la Shimano, un FX, asta e de 1000. Nu o recomand. Pick-up-ul ăsta este absolut dezastruos. Fir foarte subțire, este în 0,14 dacă nu mă înșel. Și am un jig, un micro jig de 0,5 grame cu o imitație de răcușor. Cam așa arată. Începutul pare a fi promițător, pește pare a fi activ, n-am văzut nimic sărind, deci este bine, nu se hrănesc pe suprafață și se dăm pedale. Ops! Deja am avut un atac. N-a fost un atac de pește mare, dar a fost un atac. Primele 3 secunde. Acum a atins, ups, nu, pe pod nu stă peștele. Totuși să schimb răcușorul ăsta, să pun altul sau să pun un mic twister. Arunc o dată, după care, că nu o să schimb. Ia, ce mare este. Mamă, ce să-mi cucit ăsta aici, stai, mă. Cate. Care aș să-l scot fără să-l rănesc. Uite, ăsta e. Păstrăviorul. Ce să-l... E de urmă cu minciocul. Ești aici. Da. Locul ăsta câteodată produce pești destul de mari și destul de mulți. Depinde de perioada zilei și depinde dacă vor să se hrănească. Poate că aș încerca sau să schimb. O să încerc un twister mic. Am ceva mai multe opțiuni, dar am decis să folosesc un mic twister. Este un jig de 1,5 g. Nu mai am de astea așa de mici. Nu știu ce am făcut cu ele. Pierdut le-am. Ups, ce bine am aruncat până la capătul ce... Au, da. Mamă, din prima a luat-o. Oh. Haide, mă. Ăsta e un pic mai mare. Stai, mă, că iar... Păi, iar te croșet. Nu s-a croșetat. Deci a ieșit câtligul. Să lansez minul ăsta. Cred că un pic l-am pus
prea mult pe cărlig, cred că o să-l mai reglez un pic. Îmi place mie cum stă foarte bine. Să fac treaba asta acum. Nu sunt 100% sigur că vă mai prinde din locul ăsta. Mai sunt un pic, așa, perfect. Un pic egoist, aș putea spune. Dar vedem, încercarea moarte n-are. Oricum mă pot întoarce, că eu o să... Iau la... Asta se crede flipper. Vai, deci ce spectacol a făcut ăsta. Hai de flipper. Doamne, câte zi. Și sunt măricei, sunt frumoși. Ia. Hai, să... Domnul să duci. Tu te ridică. Hai, la munte. Nu ești foarte inteligent așa, da? Vreau să mai stea un pic la mine. Am uitat de e bună cu peștișorul meu cel verde. O să păstrez cele patru exact lângă crâncile de mure am aruncat. Spuneam că o să păstrez astea patru năluci și o să pescuiesc doar cu ele, nu mai stau să mai schimb prea multe. Mai am un twister mic, 2 cm jumate sau ceva genul ăsta. 3 cm. Ups, mama. Era să dărâm podul. Așa i-am dat una la cu ură. A doua oară. Dacă a treia oară cu noroc. Să rămâi. Ăsta e locul. Am fost aici de vreo câteva ori și n-am reușit niciodată să prind nimic. Nu există asta, nu este pește, este apă foarte adâncă și un loc foarte bun de care ar trebui să țină pește. Numai că și greu de pescuit, acolo este un copac cu chestie în apă. Și aici când apa este mare, ups. Când apa este mare, se duce bălării, foarte multe se bagă aici, malul ăsta. Și, ia să vedem. Da. Se bagă malul ăsta aici și pierzi monturi, pierzi chestii și nici nu vezi, plus că apa scade imediat, foarte brusc. Asta. Mamă, ce bușai și ce mare era. L-am văzut. Am și văzut deja că se vede pe cameră, dar l-am văzut în apă cum s-a întors. Mamă, ce frumos a fost asta. Nu vreau să mă apropii foarte mult de apă. O să încerc să mai arunc câteva ori cu minul ăsta, dacă nu o să schimbă zicea că sunt puțin pești într-o bulboană, înseamnă că sunt doar pești mari. Sunt foarte teritorieri și nu acceptă prea mulți vizitatori în zonă. Deci, lansarea a fost absolut perfectă. Mi-ar părea rău să nu am atac pe el. Nu pare să... Să-l vine un atac. Să-mi pun totuși un wobbler un pic mai mic.
Un wobbler, auzi, un twister. Un pe la galben, să nu le și pierd. Să le încerc pe toate, o să pun și răpușorul. Vedem dacă mai este vreun înfometat pe aici. Chiar frumos a tras ăla, destul de mare. Acolo îi place de să stea. La apa dintre. Ups. A fost o petricică. Începe și voi, chiar acolo am aruncat. Am o distanță foarte scurtă până în... Gata, am ajuns la bălăriile astea de aici din față. Nu vreau să mă duc prea... prea în față. Ia. Deci, practic, twisterul a căzut pe pietrele de acolo, din începe și voi. Toate că apa este cam rapidă și microjigul meu are doar 0,5 grame. Trebuie să fie purtat pe apă mult prea rapid și nu cred că ajunge pe fundul apei. Dar o să încerc. Deci chiar îmi pare rău că nu am agățat pe ăla. Ai fost primul pește din bulboana asta și acum șansa să mai prind unul. Să iei în fine. Ops. Două atacuri am avut pe ăsta aici. Două atacuri am avut. Nu, țacuri. Nu a fost ceva... Nu vreau să văd ce este. E încă unul. Și încă un atac. Mă, nu cred că de curiozitate atac chestia aia. Că nu știe ce este. De curiozitate mai mult. Yeah.
Și acum mă gândeam, dacă n-ar fi bun să pun ăsta la trăstă pe clip. Să pun în locul twisterului galben mic, să pun un roșu, măcar am diversificare de culoare. Fix la fel, același băzduganiu, doar că e... roșu. Am ceva acolo. Atât. Să coboare. Și odată acolo sunt. Aia, așa. Perfect. Ah, băi, am crezut că e o crenguță sau ceva și l-am înțepat cum trebuie. Dar ce atac frumos. Ia-l-o. Băi, ce mari sunt ăștia. Și dus a fost. Nici nu pot să forțez foarte tare pentru că e firul foarte subțire în 0.14. Dar asta s-a văzut. Eu tot vreau să văd cât sunt de norocos. Ținem ce noroc copacul ăsta aici. Păi stă să cadă. Păi că și urmă de civilizații. Auzi? Au băut ei suc. Suc au băut, da. Dar suc a fost. Se bea și pește. Eu l-am vrat de acolo. Ăsta este locul meu preferat. Pentru că din locul ăsta, fix din locul ăsta, am prins cel mai mare păstrăv din tot pârâul ăsta. Și un pește, v-am zis, pe care l-am agățat. Ia-l-a! S-a dus. L-am agățat de mai multe ori, nu era ăla mare. L-am agățat de mai multe ori pe ăla și nu l-am prins niciodată. Da. Băi, mișto GoPro-urile astea, să nu vă cumpărați. Să luați într-o zi să vin să tai tot copacul ăsta de ce, că oricum este... Wow, ce a atacat acolo. Deci l-a atacat când a căzut și n-am fost pe fază. Mă uitam după copaci. Nici măcar nu filmam, am 3 secunde a luat să-l agăs pe ăsta. Asta e la mare. Asta e păstrăvul meu cel mare. Doamne, cât sunt de bucuros. Doamne. Asta să fie, parcă... No, ăsta e altul mare. Îl pare un pic mai mare, să mă uit la fotografii. Băi, și mi-a rupt aici, s-a agățat în
mașina asta. Fai. Și nu cred. Nici l-am închis-o. Să-l țin în apă. Flucă. Încerc să fac și o poză. Dacă aș reuși să-l țin un pic. Vai, deci cât de bucuros. Ziceam adineori că n-am reușit să prind atacul, că dorm... ce-am pușit în ea iar. N-am reușit să prind atacul, că eu nu filmam, bineînțeles, că GoPro este un accesoriu vestimentar, nu le să filmez cu el, dar măcar mi-am dat seama la timp și am reușit să... prin peștele ăsta. Și am mai avut încă două atacuri. De fiecare dată când a căzut mumela în apă, am avut atac pe ea. Acolo e mică apa, dar băieții de acolo vin. Man. Ăsta a venit de la 5 metri de mine. Uei, au, hei! Băi, ce m-am speriat. Câinele pește prăjit. S-a dus. Ăștia nu se sperie atât de mult de câini și de animale care sară în apă, pentru că asta se întâmplă tot timpul aici. Ia, bam. Acolo e foarte mic, acolo e mâl cu apă mică, în care ajunge la apă mai adâncă. Și uite mă cum prinde de el, uite cum trage afară. E să mai băgă să 2 mm în om. Așa. Bă, haide, fix sub copacul de acolo am dat. Ce-i fac lăsa până pus? S-a dus. Bai, și mi-a rupt, mă. Ai, lei. Păi, deci nu, mă. Păi, deci a plecat cu ăla în bot. Săracu. Fai. Ce l-a plecat cu... Și de la nod s-a rupt. Da, păcat. Faza e că l-a plecat cu jigul în bot, ceea ce e un lucru rău. Problema este că a plecat în amonte și a trecut de colțul ăla, aici râul face un cot la aproape 90 de grade. Și a plecat mult în stânga în amonte și firul a mers prin rădăcinile din malul apei. Și de aici e problema. Și posibil firul s-a oprit undeva într-o rădăcină sau ceva. Uite, deja curg pe apă chestii. Și... Cred că firul s-a blocat într-o rădăcină sau un cetinită sau o trastere, un pește foarte mare, oricum. Și dus a fost. Sper să scape de jigul ăla. Ar fi păcat să nu. E bine că am agățat aici și aici măcar nu-i mică apa. Hai că am pitrăcit-o. Bravo.
Acolo este și o creangă în apă undeva, dar mi-aduc eu aminte unde este. Mi-aduc aminte când agăț. Ar fi oricum. Cum trec eu de urzicile astea. Da, da. Ce mic e ăsta. Comparativ cu ceilalți, ăsta este bebeluș. Este grupa pregătitoare. Ce faci, mă? Du-te, mă, de aici. Ăsta nu e sănătos la cap. Ăsta l-am luat din exterior. Ferească Dumnezeu. Păi, tu ești sănătos. Dacă nu ții în cap ăsta în gură, de ce te bagi aici la... Uite. La joacă de oameni mari și de pești mari. Du-te, mă, de aici, mă. Complicat să-i scoți de aici, mai ales să-i tragi pe șuvoi în sus, foarte complicat. Nu e bine nici pentru pești. Hai, hai, hai. Cum să... Foarte complicat de aruncat aici, pentru că am crengile din față care sunt până în apă jos. Copacii ăștia doi care vin pe curmezișul. Mamă, ce mare e asta! Vai, cât e de mare asta! Zic că nici n-a realizat că este înțepat, că nu știu ce face. Acum cred că m-am văzut. Mamă, ăsta nici nu știu ce s-a întâmplat. Deci peștele ăsta, efectiv, nu știu ce s-a întâmplat. Asta nici nu cred că a fost prins vreodată. Zici, ce păstăgan este asta la mine în gură? Stai, mă. Deci, nu te las să pleci până nu te arăt lumii întregi. Stai așa. Doamne, doamne, doamne. Nu, nu-ți fac nimic rău. Dar nimic. Nu știi că eu vin aici iarna și vă aduc de mâncare și vă dau vier. Și dau tot felul de chestii. Stai, mă! Ia-mă! Deci nu te las să pleci până nu stai la o poză. După dește am venit. Ups. Copac. Oai să... Vai, aici trebuie să tura mea, aici. Să-mi ia bățul din mână și alta nu. S-a tulburat un pic apa. Pentru că nu s-a speriat. Chiar am dat prin copacul ăla. Oh, nu. Nu-s decât pietre acolo, mama lor. Aici, în bulboana asta,
Când am fost la plimbare zilele trecute, am văzut unul care muscărea cam tot timpul. Ia da. Nu era unul mare, s-a dus. Nu era unul mare, dar muscărea tot timpul și presupun că e unul din ăștia. Perfect acolo. Cum îi place de să stă. Ia, da, sunt numai mici. Eu am avut niște atacuri. I-am simțit pe toți, dar numai mic pește mic. Nu pare a fi foarte adânc. Mamă, dar cum coborâi cum a făcut? Oie, bă. Ca la 20 de ani. Așa cum s-a dezgăsat. Perfect. Și în golful acolo, văd și o creangă. Ia da, și-a avut un atac. Rezistă, n-ai treabă. Mai mult o susțin eu pe el decât el pe mine. Deci aici am văzut pești. A fost unul mare. Trebuie să-l pierd pe ăsta mare, să-l sperii. Dar să ajung acolo, să-l puteți să am mai multe șanse acolo decât aici. Și atunci o să încerc să țin mai aproape de mal. Destul de mare bulboana aia și destul de frumoasă. Și să merg acolo pe piatra aia. Să chiar și aici să stau, da. Să văd cum reușesc să mă aud acea serie de acolo. Chiar înainte de ieșirea din bulboană. Mă poziționez. Atât de bine stau. Da. Cam asutra. Da. Știu că era mai bun dacă treceam partea cealaltă. Care să fie mai bun acolo. Și de aruncat și de stat. Da. Asta voi face. Trec și să stau dincolo. Iar o sărit acolo. Cu ieșire. Iar o sărit. Și cum ne coboară râul ăsta, ar trebui să fie o zonă care țin pește, pentru că de acolo vine și unele naturale. Da. Oh, nu, nu cred. Ce fi, doamne, acolo, doamne. Și de ce? Ia ce era. Niște pietre erau. Aoleu, aoleu, dacă nu. Aaaa. Al doilea atac. Trebuie să picioarele mele. Nu s-a fost. Vai, ce-a făcut aici?
Și asta e acum, de 2-3 săptămâni. Acolo la copacul ăla, când am fost la prima partidă de muscă, am făcut curățenie acolo. Am tăiat crengi, am scos din apă copaci, am curățat locul ăla bine, 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 prinsesem un păstrăv mare acolo. Și acum cred că pot să ajung acolo doar prin apă sau cu elicopterul, da? Încă nu mi-am cumpărat. Chiar dacă știu bătaie că am mai luat, nu vreau să mă obișnuiesc cu ea, așa că am strâns repede bățul și mă îndrept către casă. Am promis că o să ajung de vreme și vreau să mă țin de promisiune. Și... Sănic. Uite-l acum, se ridică acolo. Da, după cum spuneam, n-am pescuit decât vreo 7-8 bulboane din toate. Am mai ratat câteva, tocmai din cauza timpului. Nu am insistat pe gume mici sau pe voblere mici, pentru că interesul a fost să prind pești un pic mai îmbrăcați, fiind o partidă scurtă, și nu vreau să prind, să terorizez pești mici, nu am niciun interes. La muscă artificială nu poți controla tot timpul treaba asta, dar la spinning, din fericire, se poate, folosind un mel ceva mai mare, jiguri ceva mai grele. Aș fi putut la întoarcere dacă aveam timp să mai poposesc un pic în niște bulboane care știu că sunt productive, dar nu are rost. O să merg direct acasă, că îmi trebuie ziua de grătar, Japonia. Da, am pierdut două jiguri. Unul, din păcate, în gura unui pește. Și de asta nu sunt foarte fericit. Sper să scape de jig, cu toate că o barbetă și mai complicat. Sper să scape de ele. Și destul de greu de pescuit, e foarte multă vegetație, foarte multe crengi, copaci căzuți. Tocmai de aceea am ales și bățul ăsta scurt, 1,5 m. Absolut superb, îmi place foarte, foarte, foarte mult. Îl recomand, și dacă aveți,
păraie de genul ăsta, nu vă chinuiți cu bețe mari, că nu aveți de aruncat oricum la distanțe foarte mari, aveți de aruncat la distanță mică, undeva la 5, 6, 10 metri maxim, și atunci astfel de băzdăganie face treaba. Nu vă luați în schimb și Mano FX. Nu, nu, deloc. E absolut penibilă partea de... Și muleta merge foarte bine, e doar vorba de... Vorba de pick-up. Acestea fiind spuse, o să vă las bulboana mea preferată. O să vă las și ne vedem data viitoare. Nu știu unde, dar sper undeva unde este pește. Toate cele bune, numai bine.